care au urcat mai sus și am încercat să câștige la WBC. Lucru pe care l-am făcut și eu. Știți că am pierdut. Am pierdut într-un meci pentru metru 1. Titlul mondial cu Arturo Gatti. Dacă nu era nebunia de și nu mă prindeam ficat, probabil ați fi avut din nou un meci de poveste între mine și Gatti. Sau poate dacă aș fi avut șansa să am un antrenor mai în vârstă, un antrenor care să mă învețe. Dacă noi am ști mai multe despre boxul profesional, pentru că este o lume atât de plăcută, atât de frumoasă, când faci cu sufletul boxul. Că boxul este artă. Da, o spune, vânză, probabil vă dați cu mine acolo. Da, trebuie să știi când să-i dai, cum să-i dai. Există blocaj, există eschivă. Știi câte variante de blocaj, câte variante de eschivă. Nu crezi că e atât de simplu să te bați. Când vrei să te bați, atunci mai mare nivel. Vrei să încercăm? Da. Suntem într-o perioadă de răscruce, pentru că să învățăm ce înseamnă să fii profesionist într-o lume profesionistă. Pentru că noi suntem niște amatori cu antrenori care au lucrat înainte și care te învață stilul de amator. Amator înseamnă să ceri salariu, să fii salariat. Profesionistul muncește astăzi și mâine, pentru că poi mâine va reuși să câștige bani mulți. Asta înseamnă să fii profesionist. Te antrenezi pentru tine. Să fii cel mai bun. Am trăit în cele două luni, și a boxului amator și a boxului profesionist. Credeți-mă că dacă aș fi fost să mă nasc din nou, aș fi profesionist de mic copil. Aș vrea de mic, așa cum am făcut Robert Totoran. Pentru că este o lume frumoasă. Chiar dacă e bun, dar știi să ai grijă de viața ta, după meci niciodată nu am... Când eram junior, puține lucruri am învățat de la antrenorii mei, dar unul de care am învățat este să nu bei după meci. Pentru că în timpul meciului, vasele de sânge din creier se umflă, se sparg și irigă creierul cu foarte mult sânge. Și după meci, dacă te odihnești, totul revine la normal. Dar dacă tu seara după meci te duci și bei alcool, capacitatea, pulsul crește și aruncă mai mult sânge între vasele fiind sparte, tot felul de nenorocire se întâmplă acolo. Am avut nebunia asta să nu dăm niciodată după meci. Recunosc că am recuperat acum. Roberto, după meci, nu sunt un învățător învățat, nu. Dar ce obicei aveți? După fiecare meci, fugeam în cameră, mă uitam la televizor, agresivitatea, de ce s-a bătut, cum s-a bătut. N-a fost un sportiv foarte înalt, bun, avea 1.70 și a fost și la categoria mea, dar i-a plăcut să bată. Slăbuț, înalt, i-a plăcut să bată, cel puțin la începutul carierei. Dar s-a bătut. Școală de box, Panamens, școală de boxeri profesioniști. Asta nu ne lipsește. Trebuie foarte mult să învățăm despre și ne trebuie în continuare să învățăm despre boxul profesionist. Să înțeleg să faci diferența între 3 reprize și 12 reprize. Să știi cum să intri în meci. Că noi, foarte greu, toți care ai un inter și încep să bat din prima, în boxul amator. În boxul profesionist n-ai voie să faci asta. În boxul profesionist trebuie să începi să te pregătești, să studiezi, să te încălzești.
Nu, ca mine am fost slow start. Am început mai greu. Prima repriză nu cred că am câștigat niciodată în viață. Prima a doua... Mai greu? Da, da, m-am învățat tot timpul mai greu. Prima repriză... Dar dacă apucam să trec ca a treia, a patra repriză, făceam 12 și spre final, dădeam serii la abdomenul, repriză la 12 ani. Nu mulți poate să facă lucrul ăsta. Spuneți-ne, vă rog, când am încontrat antrenor? Antrenorul? Nu antrenorul, experiența antrenorului. Antrenor, toți putem fi antrenori. Antrenorul înseamnă să ții timpul și să cureți prin sală și să vorbești cu... Nu, antrenorul trebuie să aibă experiență cât mai largă să-ți povestească. Uite, spre exemplu, vorbim de boxul amator, nu? Într-o competiție cum este Olimpiada, ai 5 adversari până în finală. Sunt 5 adversari cu 5 stiluri diferite din 5 continente. Dacă nu știi câte ceva în toate cele 5 stiluri, pentru că stilul american nu-i merge cu stilul european, cu boxul amator. Sau nici stilul american, America de Nord, nu-i merge stilul cu America de Sud. Și tot timpul trebuie să știi să le combini. Vă dau un exemplu. Vă ți aminte meciul meu cu Balbi? Da. În America. Antrenorul meu mi-a spus așa, Balbi vine cu 6-7 strângi. Pentru că așa l-a văzut el pe Balbi, cum a câștigat meciul cu Lucien Lorsi, cu francezul, care deținea titlul la ora aceea. A câștigat 6-7 strângi pe care a dat-o dreaptă. Mi-a spus, blochezi strângile, face schimbă la dreapta, lucrezi la corp și te ridici la cap. Vedeți, m-am făcut o lună de zile. O lună de zile. Și dimineața și seara. O lună de zile. Mergeam pe stradă și făceam eschile. Asta am repetat. A început meciul, bate gong, începe meciul. M-am pus să aștept, așa m-a învățat antrenorul, că vine Barbie cu sângele. Barbie s-a pus în față, mea și m-a luat la pulă. Pe două reprize jumate, după aceea, că eram plin de sânge, nu mai văd nimic. Bate gong, mă duc la colț și spune antrenorului, auzi, ăsta nu mai vine cu sângele, mai ești cu Norocul meu, că am avut de un... Am fost și fizic și mental, am fost puternic și am știut să... Am căutat să fac și altceva, lucru care mi-a mers. L-am luat pe boxul amator, pe mișcare. N-am mai stat în față, deja am mai fost o țintă, un sac de box pentru el. Am fost... M-am mișcat. Ei, în clipa în care am început să mă mișc și să-l las un gol, dar cum spunem noi, lovesc aici, fac pas înapoi, revin. Dacă îmi fac pas în spate, te las în gol. Nu mai pot să... Dacă nu vezi, lovești în gol, că nu mai... N-ai brațele catalice să mă atingi. Și vă ținem și meciul de la București, care din prima oară, în ultima repriză, a fost totuși totul altceva față de meciul din America. Dar am știut ce am de făcut de la început. Deci am știut în România și în Canada, n-am știut pentru că noi nu studiem aici. Nu ne uităm la un meci, un grup de antrenori de noi care învățăm să facem cât mai mult. Vă știți că fiecare echipă, Floyd Mayweather. Floyd Mayweather are o echipă de scouteri care află tot despre adversar. Tot. Dacă adversarul e bun și poate să-i facă lui probleme, în loc de 2 milioane, îi dă 100.000. Normal că zici pas, nu vreau. Cări și foarte mult. Eu nu vreau să mă fac cu tine. Sunt orcolic. Dar mă fac pentru tine. Și vă spun, știi ce nu te bați pe 100.000? Dacă te bați pe 100.000, următorul meci va fi tot 100.000, ceea ce nu-ți convine. Trebuie să crești valori. Și la România nu există această echipă de scouteri? Nu. Nu există echipa de antrenori care să ia caseta cu adversarul, să o pună la trebuie să spună, uite, aia trebuie să lovești, aia trebuie să o pregătim. Pentru că noi ne pregătim la grămadă. Dar de ce cauză? Din cauză de comoditate. Din comoditate. Nu, pentru că așa s-a făcut dintotdeauna. Dar și ce s-a făcut dintotdeauna? Pentru că, poți aminte că erau generațiile cu Vașca, cu Dorotei, care a venit frații Simion, n-ai făcut performanță din nimic. Așa a fost steaua noastră, că l-au zis, că face performanță. Dar copiii acum au nevoie de să fie învățați, să fie îndrumați. Cum să facă, ce să facă. Noi nu știam nimic despre alimentație. Ne dădea afară de la masă și noi ce făceam? Ne duceam și luam toate împingi de tavă din orașe respectiv.
existau și atunci. Au început mult mai târziu, că iar pentru că noi foloseam foarte multă, începusem să folosim furantil. Furantil, care mai târziu a fost interzis, că elimina apa și spuneam că dacă elimina apa, elimini sările care pe Doamne te-ar ridica. Dar mai mult, practic, n-am avut. N-am ceva, adică nu, n-am. Deci mai zic de încercava puțin. Ce făceam? Mergeam și mergeam undeva la Unești. Ieșeam, fugeam, că ne era foame, eram copii. Și am un pic de tava la râs, mâncam cu lapte de pază, tot, dar tot ce... Bine, se dama, nu vă suma de pază. Dar era foarte greu. Te vorbești în chineză, că și acum am noaptea, urcam mai etajul 10 și veneam pe scara de serviciu. Și coboram până jos, la ultimul etaj. Nu exista un etaj în care să nu găsești niște resturi într-o tavă. De cartofi prăjiți, de... Ei, și acum, credeți-mă că mănânc nebunia mea cartofi prăjiți, reci, cu brânză și cu ceapă. Mi s-a părut că în țara aia când am găsit eu treburile astea și bine, ceapă era mușcat, dar n-am mai contat. Restul. Mi s-a părut că a fost cea mai bună mâncare care am putut să o mănânc odată. Că nimeni nu ne-a învățat ce să facem, cum să facem. Vă ziți aminte că noi la antrenamente nici apă nu ne dădea voie să bem. Noi, la antrenamente, nici apă nu ne-a. Și eram campion mondial. Păi și de ce? Pentru că nu prea apă, că nu slăbește. Ia. Asta acum aș vrea zic și eu, da, atunci... Și făceam tot felul de lucruri. În cutia de proteză. Că ai o cutie de proteză. În aia puneam apă și îți dai seama cum era apa aia bugat după ce îți puteai de... Era un deliciu când se sorbea apa aia. Doamne! Și am ajuns în Canada, și am ajuns în Canada. Ca român, frate, hotărât. Training, peste training fâși. Tricou, bluză de training, bluză de fâși. Nu m-am văzut că a venit de la mine, wow. Și m-am văzut că te ții de geaca aia jos, ia dă-o și pe aia. Rămâi, de hai, tricou, stai tricou ăsta, dar mâine să vin într-un maior. Cum am început, de-aia și pantalonul meu. Și am spus, cum? Ce se întâmplă? Dar eu cum slăb? Nu că trebuie să slăbesc. Dar nici că te slăbim noi. Și am început antrenamentul. În fiecare pauză, bidonul mare de apă. Buf! Mamă, ce lume e, dar nu mai slăbesc eu. Credeți-mă, am dat 2 kg fără să simt la antrenament. Fără să simt. În acea zi 2 kg? Da, nu în acea zi, da. În sigur antrenament. Păi gândiți-vă că noi lucrăm cu intensitate, 3 minute lucrăm continuu, 1 minut pauză, 3 minute continuu, 1 minut pauză. Se întinde antrenamentul la o oră, jumătate, 2 ore. Da, intensitate, nu. Cât de mult s-a schimbat stilul de luptă, de exemplu, nu știu, la Roberto Duran până acum, până în prezent, adică, nu știu, ca și fizic, A devenit mult mai rapid și mult mai răsfit, o plecare. Toți cei care știu să se luptă. Pentru că au câteva exemple, au avut Lopez pe Mayweather, care stă stilul lui, dar nu pot, nu. El cred că a studiat foarte mult a studiat Mayweather, ceea ce înseamnă boxul ăsta, pe plecare. În 98, eram la Pensacola, în tabăra de antrenament al lui Roy Jones. Aveam la categoria noastră doi, Stefano Elegi cu... Încă un boxer care erau la categoria lui Roy Jones. Și Roy Jones i-a invitat la pregătire ca sparring partener. Și m-a invitat și pe mine pentru un alt boxer din cașca lui grupul lui Roy Jones, care l-am văzut mai târziu atât, da? Și am fost parte. Acolo am avut șansa să-l cunosc. Și la o masă, la o discuție, stătea Roy Jones, Pounce is the best. Lucru care... În momentul ăla nu m-am băgat în seamă. Și mai târziu s-a concretizat ce a spus. Chiar este un talent. Gândiți-vă că vine dintr-o familie de boxeri. Tata lui boxer, unchiul lui boxer. Toți au făcut box. Și plus că are
echipa de scout și creau, are niște oameni foarte inteligenți de spate care îl pregătește pentru fiecare meci. Dar vă spun o întâmplare în campionatul mondial 95, Berlin. România, primul meci, România, USA. Să sui românul, Ring, începe meciul. Bam! Vârșul de dreapta, vârșul de dreapta larg, americanul jos. Hop! Se ridică americanul, până numără se ridică și până unul câștigă americanul la puncte. Deci, omul nostru, boxer român, a avut posibilitatea să zice cariera lui Floyd Mayweather. Ce boxer? Asta de la Leon Dariu. Leon Dariu, mai de mai am o curiozitate aici. La prima centură pe care ați câștigat-o, cum v-ați simțit în acel moment? Ce ați simțit că se întâmplă cu am o pună care sunt cu ochii așa și duplicată, vă duc Vă spun pentru că nu am avut cine să ne învețe, cine să ne duce, cine să ne pregătească pentru lumea asta a boxului profesionist. Am fost un amator într-o lume profesionistă. Bun, nu-mi pare rău. În 6 ani m-am bătut cu 3 campioni la 3 versiuni diferite. Și pentru asta mă mulțumesc. În seara asta trebuie să vorbim despre Roberto Duran, care a câștigat la 135 de pounds WBA. WBA, pentru că în 1920 a fost NIBF. În 60 a apărut WBA. Cum s-au mulțit boxerii, s-au mulțit promotorii, a apărut WBC 62. În anii 80 a apărut IBF, iar în anii 90 WBO. WBO este o centură de campion mondial în Germania. Făcută de germani, e ca o trambulină pentru ei să ajungă mai repede în America. Asta este istoria celor. Restul sunt foarte, mai sunt câteva centuri. Dar mai sunt câteva centuri, intercontinental, continental, care sunt niște pași, niște etape până să ajungi la centura de campion mondial. Și credeți-mă că să ajung la titlul ăsta, mă bat pentru WBA, am trecut niște etape, m-am bătut cu oameni neînvinși, m-am bătut unde au vrut ei, când au vrut ei, pe la Luzman și pe muzica lor și cum au vrut ei, unde au vrut ei. M-am dus. Pentru că mi-a plăcut ce fac, am știut ce fac. Dar, înainte de a mă duce cu inima deschisă acolo, în sala de antrenament, am muncit până la epuizare. După ce am terminat antrenamentul, am luat coarda și am stat o oră continuu. Pe o oră am căzut în genunchi. M-am uitat în momentul de a avut perete mare pe vină și am zâmbit pentru prima oară. Am zis, gata, sunt pregătit. Mai mult atât e imposibil să faci. Bun, puteam să lucrez în una tehnică. Mi-aș fi dorit, dar antrenor foarte tânăr, Stepan Laruș. Antrenor care l-a avut și Bute, românii care au venit pe mine la Montreal. Știți că Bute a făcut box, a fost ok, Bute, Stepan Laruș. Boxer și a fost ok, a fost extraordinar. Avea probleme cu mâna. Pe câte ori boxa, îl călca arbitru pe mână. Asta era spus, n-am spus eu. El mi-a povestit. Era probleme cu mâna, îl călca arbitru pe mână. A fost un boxer extraordinar. Că antrenor a fost ok, o perioadă. Lui a mers foarte mult cu bune române, că știm box, dar știm boxul amator, știm boxul... Ne-am învățat pentru mai multe continente, pentru că noi toți care am stat în lotul național ani de zile, ne-am pregătit pentru competițiile mari. Nu ne-am pregătit pentru campionatul județean, pentru Cupa Bărăgană, nu ne-am pregătit pentru olimpiadă, mondiale, europene. Păi și acum, la ce nivel suntem la pregătirea asta pentru tine? Față de cum eram atunci. Avem câțiva copii care au făcut performanță și s-au pierdut foarte repede, pentru că n-am știut cum să stăm cu ei, cum să le explicăm, cum să-i facem să înțeleagă viitorul boxului. Eu vezi că boxul înseamnă mai și campion mondial, gata, mă umplu de bani.
Vorbim de boxul amator. Da. Și n-au continuat mai departe. Din păcate s-au oprit. Nu putem să creștem o nouă generație de sportivi. O generație de sportivi profesioniști. Sportivi care să înțeleagă ce înseamnă box. Și cum trebuie făcut. Pentru că domnul ne-a luat atâția. Dar era pe spune, ne-a luat. Am luat, dar v-am spus. Am luat, dar am fost și norocos. Pentru că nu am ieșit la băut. Nu m-am pregătit, m-am antrenat. Lucru pe care l-a făcut și Roberto Duran, dacă observați, cred că este singur pe care l-a văzut până la 50 de ani. Nu doar faptul că s-a bătut la cel mai înalt nivel. Dacă citiți lista lui de meciuri, puteți vedea câte nume grele au avut în cariera lui. Oameni care au scris istorie la rândul lor, la categoria lor și la versiunea lor la care s-au bătut și care și-au lăsat nume grele în este cu adevărat un om pentru care trebuia făcut un film. Are o poveste frumoasă și a făcut niște meciuri senzaționale. Nu degeaba este numărul 5 în lume, de cei mai buni, dintre cei mai buni. Nu este la categoria grea, o la 60, 63, 67, 70 de kilograme, unde se îmbină forța cu viteza. Și s-a bătut. S-a bătut până la urmă căture de energie. I-a plăcut să bată, a plăcut să lupte. N-a fost unul care a alergat după... N-a plăcut să alerge după boxer. Așa a pierdut titlul mondial, nu cu Raichu Galena. Leonard a luat o mișcare, cum fac americanii, sigur, s-a mișcat. El s-a dus, până am zis, dacă tot te duci mult, du-te și lasă-mă. Adică omul și-a plecat. Eu vreau să mă bat, nu vreau să joc, vreau să mă bat. Asta îmi place și mie să spun că n-am jucat, m-am bătut. Și m-am bătut, mi-a plăcut. Dar prea că vreau abandonat în acel meci, la hostilitate, sau nu era sigur de sau ce s-a întâmplat? A fost foarte inteligent Raichu Galena. N-a stat la schimb de locul jucător. L-a tatunat tot timpul, l-a tatunat și a făcut o mișcare. Și el obișnuit să facă boxul, să miște, să stai la schimb de locul. Pentru asta și să facă de mic. Așa. Asta e stilul lui. Ăsta a fost un mai inteligent în meci. L-a și s-a mișcat tot timpul. S-a mișcat. E ca și cum noi ne-am pregătit pentru ceva. Cum ne-am gândit aseară pentru o victorie, nu? Și ne-am putut decât una egală. Cam atât s-a pregătit pentru un meci de box. Adversarul a făcut un inteligent și s-a mișcat în jurul lui. N-a stat la schimb de lovituri că... Exact cum a făcut cu Balbi. Ce mai ce ne-a spus? Dacă aș fi stat să mă bag cu Balbi... Nu era bine. Dar știți cum am prins un meci cu Balbi? Nu știți, vă povestesc. Am fost invitat să boxez la Toronto, în gala Hurricane. Se lansa filmul cu boxerul care a stat mult în pușcărie. Care a fost acuzat. Da, Hurricane. Da. Am avut șansa să-l văd, să-l cunosc pe actorul. Aș fi vrut să-l cunosc cu Washington. De Washington. Dar nu am avut șansa. Am văzut pe... Erou principal al meciului. Fostul boxer care a stat în pușcărie pe nedrept. Acolo, de la 140 de pounds, am coborât la 135. Doar că în Ontario, nu poți, dacă ai făcut categoria în seara asta, nu poți să ai mai mult de 8 pounds dimineața. Trebuie să ai 8 pounds peste categorie, de 2 kg. Nu poți să ai mai mult. Și în ziua respectivă, tocmai din cauza asta, pentru că, uite, spre exemplu, un sportiv cum era Gadi, lua peste 10 kg pe seară. 10 kg pe seară. Peste 10 kg. 10 kg, nu pounds. 10 kg pe seară, poți să verifici toate înscrisurile. Și ce se întâmpla? Avea un costum de scafandru și se recoarda 3-4 ore. El la un antrenament pierdea 3-4 kg, 5 kg.
Da, continuu, ce nu sunt. Așa s-a educat el. Și el meu a spus, uite, Leonard, ăsta e motivul pentru care tu n-ai knock out în munce. Că nu te recuperezi cum trebuie. N-am pus niciodată la 3, 4, 5 kg. Pentru că nu puteam să pun. Pentru că în fiecare zi străbeam câte un pic. Așa am învățat pe mine, antrenorul meu la lotul național, să străbesc în fiecare zi câte un pic. Și nu mă puteam, nu puteam să iau mai mult de 3, 4, 5 kg maxim, sau 6 kg. Era 6 kg, am deja umflat. Și a spus, prin alimentație, elimin grăsimea din organism. Prin alimentație și efortul pe care îl faci la antrenament, se elimină grăsimea. Dar schimb, rămâne apă și rămâi mare. În ultima zi, faci un efort și vezi 4, 5 kg. 4, 5 kg în ultima zi, era un efort, puf. Prin alimentație, până a doua zi, ai 24 de ore, pui 10 kg, mai mult de 10 kg la loc. În alimentație, se poate. Bun, asta ar fi mers probabil, cred că ar fi mers în Canada. Pentru că în Canada, alergam în sală, la 30 de minute pierdeam 1 kg jumate. 30 de minute de alergare. Cu alergare, nu rapid, cu alergare, un pic de intensitate. Pierderea asta în greutate era doar pe moment sau? Depinde de alimentație. Depinde de alimentație. Nu. Bun, aici același regim ne-am întors în România. În România am stat la Mitică Dragomedi. La Mitică Dragomedi mergem în pași mare. Și înapoi, același timp de alergare, doar că era în octombrie. Ploaie, frig. Și n-am mai mers. În loc de 1 kg jumate, pierdeam 400-500 de grame. Leonard, e sănătos pentru organism să pierzi atât de repede o greutate atât de mare? Te afectează în timp? Atâta timp cât ești pregătit, cât ești educat, cât organismul este educat pentru asta, pregătit pentru asta, nu e o problemă. Nu-ți afectează? Pentru că nu pierzi masă musculară, pierzi grăsime. Că e un secret pe care ar trebui să-l împartă nutriționistii. Un antrenament... Ca să poți să faci eforturile astea de gym, să pierzi kilograme, să pui kilograme, trebuie să ai un cardio foarte bun. Peste nivelul mediu. Adică un începător... Nu, n-ar putea să facă ritm. Gândește, limiți-vă că în meci, într-un meci, într-o repriză de intensitate, duceam pulsul până la 190. 190, 200, depinde de... Că acolo nu dai exact, acolo dă și el. Duci pulsul până la 200. N-aveam decât 50 de secunde să cobor pulsul la 120. 50 de secunde. Ceea ce... Acum, pare imposibil. Pare imposibil. Dar am făcut niște antrenamente, niște eforturi. Ca să pot. Făceați mult cardio? Da. Săritul cu scol. Cam bun cardio, n-am pas. Săritura cu coarda e cea mai groaznică formă de cardio. Nu să știi că nu e. În clipa în care face parte din tine, da, face parte din tine. Cum arată mâinile unui boxer? Sunt afectate de la tea lovitori? Da, pot fi afectate. Vă spun de ce. Pentru că noi, încă noi, aici, avem niște bandaje. Ați văzut? Spune-mi fașă elastică, sau cum e la... Bandaje! Care, la prima zi, sunt ok, se strâng pe mână. Dar nu știu cum să le pune. Le pun și le săc și cum trebuie să aud mâna. Nu știu. Uitați-vă cum fac profesioniști. Ați văzut? Au eu pansament. Cum e pansament? Un pansament după care vin cu un tape, un mic, ăla, leocoplast. Și pun frumos printre degete, ca să strânge puțin aici, ca să poți să închizi pumnul. După care începe și îl face ca un gips pe mână. Deci puteți să te bați cu ele. Asta cu pasamentul? Altfel, ia gândiți-vă. Uitați-vă cât de mică e mănușa. Da, știi și cât de mică e mănușa. Da, doar că sunt transpirați.
Da. Deci, iată de ce mai numai dacă n-ai bandaj până la central. Trebuie să stea fixă, nu ideea că poți scrânti încheietura. Da? Care e? Bun, astea cu tape-ul se pune foarte bine așa și se prinde foarte bine pumnul. Îl prinde foarte bine. Pe când noi punem bandajele, uite, aici aveam niște dureri groaznice. Pentru că noi dacă nu știm să punem bandajul și pui cum îl pui, de fapt bandajul nu mai e fașă elastică. După ce l-ai spălat de câteva ori, devine o cârpă. Ai doar impresia că te protejează. Dar nu te protejează, te protejează mănușile care sunt mari. Că sunt foarte mari, mănușile la boxul amator. Dacă îmi găsești unul căpost ca mine care dă și cu capul mănușa ta, normal că îți faci mâna. Și dacă nu știi să lovești, dai ca fraierul în cap.